Rapid CFR Suceava va începe sezonul de primăvară cu o nouă conducere tehnică, nemțeanul Costel Ilie, fiind șeful băncii tehnice a grupării sucevene până în vara anului 2017. Praspătul antrenor principal al ceferiștilor este posesor al licenței pro și a pregătit deja două formații în actualul sezon, este vorba de Ceahlăul Piatra Neamț și Aerostar Bacău. Ca jucător, Costel Ilie a evoluat cu succes pe prima scenă a fotbalului românesc, îmbrăcând tricoul formațiilor Ceahlăul, Dinamo București și FC Vaslui. Misiunea acestuia pe Banca Rapidului nu se anunță a fi una facilă, gruparea fiind în plină derivă după ce nu a reușit să câștige nici unul din ultimele 8 meciuri de campionat și a căzut în afara zonei play-off. Mai mult, nici situația financiară a grupării sucevene nu este una tocmai de invidiat. Costelili a spus că obiectivul imediat al echipei sale este calificarea în play-off și crede că este un target realizabil. Vin pe aren cu gânduri pozitive și cu dorința de a face treabă bună. Pentru a reuși ce ne-am propus, trebuie să tragem cu toții la aceeași căruță, să muncim mai mult și să fim mai responsabili. Vreau să văd la jucători o atitudine corespunzătoare performanței care să creeze un climat bun în sânul echipei, fără respect, determinare și dis disciplină nu se poate, trebuie să lucrăm la schimbarea imaginii noastre ca echipă, a spus Costel El a mai afirmat că va face o analiză alături de conducerea clubului și va vedea ce măsuri se impun. S-a stabilit ca ultimul cuvânt în această problemă să îi revină lui pentru că el va fi cel care răspunde de rezultate. În mod cert vor veni jucători pe posturile deficitare, însă nu se vor face schimbări masive. Cei mai mulți dintre jucători au dus greul până acum și vor rămâne aici pentru a pune umărul la ieșirea din criză. Ei știu pe majoritatea dintre ei, Bălan și Semeghin, nu mai au nevoie de nicio prezentare cu mi-am fost chiar cu echipier la Dinamo, pe Unciu și Ferrariu, i-am avut elevi la Ceahlăul, pe Sava al cunosc de la Piatra Neamț, Sfrijan, Negru, Golovca, Vrabie sau Sandu sunt cei jucători de calitate. Important este ca toți să se pună în slujba echipei, să lase orgoliile deoparte și să facă ceea ce li se cere. Să nu se înțeleagă că vin la Suceava ca să schimb totul, însă lumea trebuie să conștientizeze că este nevoie de muncă și trebuie respectate niște reguli elementare pentru a putea spera la performanță. Să știți că sunt învățat cu greul pentru că am trăit în ultimul an la Ceahlăul niște momente cu adevărat teribile, mult mai dificile decât la Suceava cred că la ceea ce se întâmplă acum în fotbalul românesc, o întârziere de o lună la salariu nu reprezintă o tragedie. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm în spate și să vedem dacă prin ceea ce noi am făcut pe teren, i-am mulțumit pe oamenii care ne plătesc. Jucătorii trebuie să înțeleagă că va fi o schimbare și nu sunt dispus să mă abad de la principiile mele. Nu va fi loc de negociere la cerințele de bază pe care le-am enumerat mai sus. În fotbal, antrenorul și conducătorii decid, a mai afirmat proaspătul antrenor al grupării Rapid CFR Suceava. El a mai precizat că Dorin Țemeghin va fi antrenorul din teren, iar din staful său va mai face parte și Mihai Guriță. Ambii sunt fotbaliști emblematici ai Sucevei, având și avantajul de a cunoaște în amănunțit lotul de jucători și problemele de la club.